Cartea Estera respectă foarte multe din elementele necesare pentru ca o carte să se vândă bine. Dacă mergi într-o librărie și iei o carte din raft, vei lua cartea care îți atrage privirea din cauza coperții. Însă vei citi o carte în urma ceea ce scrie pe spatele ei. Sau prezentarea acelei cărți te va face să stai cu sufletul la gură până ajungi acasă și începi să răsfăluiești cartea. Suspans, dramă, ironie, umor, poze. Câte și mai câte elemente nu fac o carte fascinantă. Ei bine, Estera este această carte. Însă ne uităm cu stupoare atât la răul prezentat în cartea Estera și cu admirație la personajele pozitive. Ce văd în fiecare episod însă este un deznodământ dramatic pe finalul episodului. Și stăm cu sufletul la gură și așteptăm să vedem ce se întâmplă. Oare ce va face Estera? Oare ce îi se va întâmpla lui Haman? Oare va interveni Dumnezeu? Ei bine, ultimul episod este tocmai pe dos. Știți de ce? Pentru că începe cu finalul. Dați-mi voie să citesc primul verset. Estera, capitolul 9, și probabil că ar fi foarte bine dacă ați ține scripturile deschise la Estera, capitolul 9 și capitolul 10. Aveți și notițele, luați câteva notițe, pentru că s-ar putea ca Dumnezeu să le folosească în timpul săptămânii, când, uitată pe masă, îți va aduce aminte că ai promis că vei face ceva cu ce ai auzit azi. Hai să vedem Estera 9:1. În luna 12-a, adică luna Adar, în a 13-a zi a lunii, ziua în care avea să se aducă la îndeplinire porunca și hotărârea împăratului, și când vrăjmașii iudeilor nădăjduiseră să stăpânească peste ei, s-a întâmplat tocmai dimpotrivă că iudeii au stăpânit asupra vrășmașilor lor. Fascinant! Nu trebuia să stăm până la finalul capitolului să aflăm lucrul ăsta? De ce ne spune tocmai acum? De ce începem cu finalul și parcă așteptăm să treacă timpul? Știm cum se termină, mulțumim, plecăm acasă. Haideți să vedem totuși de ce strică autorul suspansul de care aveam nevoie să stăm atenți până la final. Care ar fi oare scopul lui? Din primul verset știm că, într-adevăr, ziua groazei pentru tot poporul iudeu aflat în Imperiul Persan se întoarce pe dos. Lumea lor avea să fie schimbată radical. Cele două edicte, atât a lui Haman cât și a lui Mardoheu, aveau să se bată în cap în cap. Și știm din primul verset care va câștiga. Autorul însă nu ne lasă în suspans, cu toate că știm că iudeii aveau să moară. De la bun început aflăm că nu se întâmplă așa. Suspansul a fost eliminat de la început. De ce? Ca noi să nu ne concentrăm pe suspans, pe așteptare, pe fascinant, pe senzațional, ci să ne concentrăm toată atenția pe motivul pentru care această turnură de situație are loc. O schimbare care întoarce lumea iudeilor pe dos, într-un singur verset. Asta urmează să vedem în toate versetele care urmează. O schimbare dramatică, o schimbare de situație radicală. Urmează să fie descrisă și urmează să învățăm câteva lucruri despre această schimbare. Și aici, dacă sunteți de acord cu mine, lăsați-vă comozi în scaune, atât cât vă lasă băncile, și ascultați ce spune în continuare capitolul. Iudeii s-au strâns în cetățile lor, în toate ținuturile împăratului Ahasveroș, ca să pună mâna pe cei ce căutau să-i piardă. Nimeni n-a putut să le stea împotrivă, căci fica de ei apucase pe toate popoarele. Și toți mai mari ținuturilor, căpetenii oștirii, dregătorii, slujbașii împăratului, au sprijinit pe iudei din pricina fricii pe care le-o insufla Mardoheu. Căci Mardoheu era puternic în casa împăratului și faima lui se răspândea în toate ținuturile, pentru că ajungea din ce în ce mai puternic. Iudeii au ucis cu lovituri de sabie pe toți vrășmașilor, i-au omorât și i-au prăpădit. Au făcut ce au vrut cu vrășmașilor. În capitala Susa, iudeii au ucis și au prăpădit 500 de oameni și au înjunghiat pe Pașandada, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmașta, Arizai, Aridai și Faezata. Nu sunt nume care să dai copiilor tăi. Versetul 10. Cei 10, enumerați mai înainte, erau fiul lui Haman, fiul lui Hamedata, vrăjmașii iudeilor, dar n-au pus mâna pe averile lor.
În ziua aceea, numărul celor ce fuseseră uciși în capitala Susa a ajuns la cunoștința împăratului. Și împăratul a zis împărătesei Estera: iudeii au ucis și au prăpădit în capitala Susa 500 de oameni și pe cei 10 fii al lui Haman. Ce vor fi făcut în celelalte ținuturi ale împăratului? Care ți este cererea? Ea ți va fi împlinită. Ce mai dorești? Vei căpăta. Estera a răspuns: dacă împăratul găsește cu cale să fie îngăduit iudeilor care sunt la Susa să facă și mâine după porunca de azi și să spânzure pe lemn pe cei 10 fii al lui Haman. Și împăratul a poruncit să se facă așa. Porunca a fost adusă la cunoștința poporului din Susa, au spânzurat pe cei 10 fii al lui Haman. Iudeii care se aflau în Susa s-au strâns din nou în a 14-a zi a lunii Adar și au ucis în Susa 300 de oameni, dar n-au pus mâna pe averile lor. Ceilalți iudei din celelalte ținuturi ale împăratului s-au strâns și și-au apărat viața. Au căpătat astfel odihnă, scăpând de vrășmașilor, și-au ucis 75.000 din cei ce erau vrășmași, dar n-au pus mâna pe averile lor. Aceste lucruri s-au întâmplat în a 13-a zi a lunii Adar. În ziua 14-a, iudeii s-au odihnit și au făcut din ea o zi de ospăț și de bucurie. Cei ce se aflau la Susa s-au strâns în ziua 13-a și a 14-a, dar în ziua 15-a s-au odihnit și au făcut din ea o zi de ospăț și de bucurie. De aceea, iudeii de la țară care locuiesc în cetăți fără ziduri au făcut din ziua 14-a lunii Adar o zi de bucurie, de ospăț și de sărbătoare în care își trimit daruri unii altora. Mardoheu a scris despre aceste lucruri și a trimis scrisori tuturor iudeilor din toate ținuturile împăratului Ahasveros de aproape și de depărtare. Le poruncea să prăznuiască ziua 14-a și a 15-a a lunii Adar, ca zile în care căpătaseră odihnă, scăpând de vrășmașilor. Le-a poruncit să prăznuiască luna în care întristarea lor se prefăcuse în bucurie și jalea lor în zi de sărbătoare. Și să facă din aceste zile niște zile de ospăț și de bucurie, când să-și trimită darul de mâncare unii altora și să împartă darul celor lipsiți. Iudeii s-au îndatorat să facă ceea ce și începuseră să facă și ce le scrisese Mardoheu, căci Haman, fiul lui Hamedata, Agagitul, vrășmașul tuturor iudeilor, făcuse planul să-i piardă și aruncase pur, adică sorțul, ca să-i omoare și să-i nimicească. Dar Estera, venind înaintea împăratului, împăratul a poruncit în scris să întoarcă asupra capului lui Haman planul cel rău pe care îl făcuse împotriva iudeilor și să-l spânzure pe lemn, pe el și pe fiii lui. De aceea, zilele acestea s-au numit Purim, de la numirea Pur. Potrivit cu cuprinsul acestei scrisori, potrivit cu cele ce văzuseră ei înșiși și potrivit cu cele ce li se întâmplaseră, iudeii au luat pentru ei, pentru sămânța lor și pentru toți cei ce se vor lipi de ei, hotărârea și îndatorirea neschimbăcioasă, neschimbătoare, ca să prăznuiască în fiecare an aceste două zile, în felul rânduit și la vremea hotărâtă. Zilele acestea trebuiau să fie pomenite și prăznuite din neam în neam, în fiecare familie, în fiecare ținut și în fiecare cetate. Și zilele acestea Purim nu trebuiau desfințate niciodată din mijlocul iudeilor, nici să se șteargă aducerea aminte de ele printre ușmașii lor. Împărăteasa Estera, fata lui Abihail și iudeul Mardoheu, au scris tăruitor a doua oară pentru ca să se întărească scrisoarea privitoare la Purim. Au trimis scrisori tuturor iudeilor în cele 127 de ținuturi ale împăratului Ahasveros. Ele cuprindeau cuvinte de pace și de credincioșie, întărind ținerea acestor zile Purim la vremea hotărâtă, cum le rânduiseră iudeul Mardoheu și împărăteasa Estera pentru ei și cum le rânduiseră și pentru ei înșiși prin sămânța lor cu prilejul posturilor și țipetelor lor. Porunca Esterei a întărit așezarea acestei sărbători Purim și lucrul acesta a fost scris în carte. Și în final, împăratul Ahasveros a pus un bir asupra țării și asupra ostroavelor mării. Toate faptele privitoare la puterea și sprăvile lui și amănuntele despre mărimea la care a ridicat împăratul pe Mardoheu nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăratului Mezilor și Perșilor? Căci iudeul Mardoheu era cel din tâi după împăratul Ahasveros. El era cu vază între iudei și iubit de mulțimea fraților săi, căci a căutat binele poporului său și a vorbit pentru fericirea întregului său neam. Și acum, haideți să vedem. Ce putem să învățăm noi în seara asta din întâmplarea numită cu susul în jos? În primul rând, o schimbare dramatică de situație descrisă, este descrisă în cele mai mici detalii. Primul punct al mesajului nostru în seara asta. Uitați-vă versetul 2, ce ne arată. Frica de iudei
a stăpânit întreg poporul. Oamenii asupriți, oamenii asupra cărora era deja aruncat sorțul, să moară, ajung să domine întreg poporul. Iudeii ajung să fie cei de temut, nu fiii lui Haman. Apoi în versetul 3, uitați-vă la poziția lui Mardoheu. Uitați-vă ce autoritate are. Uitați-vă ce putere capătă porunca scrisă de el. Haman a dat o poruncă, însă Mardoheu întoarce această poruncă și ajunge să fie la egalitate cu înălțimea la care fusese Haman. Căci Mardoheu era puternic în toată casa împăratului, ne spune versetul 4, și faima lui se răspândea în toate ținuturile, pentru că ajungea din ce în ce mai puternic. Uitați-vă la realizările lui. Un om care obișnuia să stea la poarta împăratului, un nimeni, ajunge cel mai respectat om din toate ținuturile. Nu doar într-o poziție de autoritate, însă o poziție în care are faimă, putere, respect. Acesta este Mardoheu al nostru. Iudeii au ucis cu lovituri de sabie pe toți vrășmașilor și sublinează acolo cuvântul toți, fiindcă cu mult timp în urma lor, cineva a uitat să omoare pe toți dușmanii lui. Și trebuie să ținem minte acest lucru. I-au omorât și i-au prăpădit. Puterea lor pe de o parte și lipsa puterilor pe de altă parte. Au fost lipsiți de putere și într-o fracțiune de secundă, parcă, ajung să omoare pe toți vrășmașii lor. Și aceasta este, de fapt, descrierea schimbării dramatice. Și urmează mai multe detalii. Ni se dau toate cele 10 nume ale fiilor lui Haman și începe să ni se repete, parcă obsesiv, dar n-au pus mâna pe averile lor. De ce trebuie să știm așa un detaliu? La cine ajută acest detaliu? Totuși, un detaliu esențial. Versetul 11. În ziua aceea, numărul celor ce fusese uciși în capitala sus a ajuns la cunoștința împăratului. Observați că împăratul știe ce se întâmplă. Împăratul din turnul lui de fildeș nu rămâne ignorant la ceea ce îi se întâmplă poporului lui și nu face nimic. Îi mor 500 de oameni în cetatea lui, află și nu se întâmplă nimic. Uitați-vă la replicile lui. Iudeii au ucis și au prăpădit în capitala Susa 500 de oameni și pe cei 10 fii al lui Haman. Și te aștept să zică Estera, până aici. Și nu o face. Ce vor fi făcut oare în celelalte ținuturi ale împăratului, se întreabă el. Care ți este cererea? Și Estera nu stă pe gânduri. Fiindcă Estera știa istorie, știa că trebuia să termine până la zero pe dușmanilor. Nu vi se pare ciudat că Ahasveros e dispus să piardă oameni din împărăția lui de dragul promisiunii că va face orice va cere Estera? Și Estera cere. Se întâmplă și mâine, la fel ca și astăzi, spune ea. O reacție calmă, elegantă, răspunsul pregătit, nu cere timp de gândire. Ea știa foarte bine că trebuia să ducă lupta aceasta până la sfârșit. Și apoi vedem că cere să fie spânzurați fiii lui Haman. De ce? Dacă sunt morți, n-ajunge? Am scăpat de ei. Am scăpat de tot ce înseamnă ei pentru noi, pentru iudei. De ce să-i și spânzurăm? De ce? Fiindcă spânzurarea era modalitatea de a face vizibil ceea ce se întâmplă celui care stă împotriva iudeilor și ridică în spânzurătoare. Dar n-au pus mâna pe averile lor. Ceilalți iudei din celelalte ținuturi ale împăratului s-au strâns și și-au apărat viața. Au căpătat astfel odihnă. Și observați că au mai fost uciși încă 75.000 de oameni. Și noi suntem într-o biserică, probabil pro-Israel. Vom spune, sigur că da, poporul Domnului, cum să nu facă așa ceva? Dar ce-ar fi să citim versetul ăsta într-un mediu neevanghelic? Ce vor spune oamenii aceia? Cum adică? Oamenii lui Dumnezeu omoară 75.000 de oameni nevinovați, vor spune ei? Și trebuie să împăcăm lucrurile astea. Însă, cu privire la această aparentă contradicție, vom discuta când vom merge înspre suverenitatea lui Dumnezeu. Nu o să dezbat lucrul acesta, cu toate că s-ar putea să așteptați să vedeți ce poate să ne spună cu privire la asta. Nu o să se întâmple în seara asta. Însă vreau să spun câteva lucruri. În primul rând, observați că ni se spune că iudeii s-au strâns să se apere.
nu a fost o vendetă personală a iudeilor. Ei se apărau. De ce se apărau? Fiindcă era dat un edict cu privire la viața lor și urmau să-și piardă viața. Și imaginez o luptă între iudei și cei care urmau să-i omoare, în care cei de-ai doilea au murit. 75.000. De ce? Fiindcă numărul de 75.000 arată cât de mare era nivelul de antisemitism în Persia. Cel puțin 75.000 doreau ca iudeii să moară. Și aceștia au murit. Este un război de apărare. Este un război în care se păstrează limitele. De ce spun lucrul acesta? Fiindcă oamenii aceștia puteau să le ia averile și nu o fac. Și ni se sublinează de mai multe ori. Dar nu s-au atins de averile lor. Scapă de amenințarea pe care o aveau în fața lor, însă nu se ating de averile lor. Nu a fost un război ca să cucerească. A fost un război ca să se apere. Într-al doilea rând, dacă o schimbare dramatică este detaliată, o schimbare dramatică de situație trebuie sărbătorită constant. Uitați-vă la versetele următoare și observați că se dau porunci de către Estera și Mardoheu să sărbătorească ceea ce tocmai au făcut. De aceea versetul 19 zice: iudeii de la țară care locuiesc în cetățile fără ziduri au făcut din ziua 14-a lunii Adar o zi de bucurie, de ospăț și de sărbătoare în care își trimit daruri unii altora. Și acum putem să interpretăm versetul ăsta în două note. Tocmai ai omorât 75.000 de oameni și te duci la sărbătoare cu sânge pe mâini? Ce cruzime! Dar putem să interpretăm în altă notă, să spunem, în sfârșit pot dormi o noapte liniștiți. Nu-i omoară nimeni. Chiar dacă au sânge pe mâini. Sărbătoresc victoria, nu anihilarea. Accentul este pus pe victorie. Cum poți sărbători cu mâinile pline de sânge? Sau cum să nu sărbătorești faptul că ți-ai scăpat viața? Depinde de cum interpretăm. Am fost prea mic în decembrie 89 ca să știu ce s-a întâmplat atunci în detaliu. Mi-aduc aminte, eram la Arad, pe canapea la un unchi acasă și auzeam gloanțe, auzeam împușcături. Prea mic ca să-mi dau seama ce înseamnă aia. Întrebare, oamenii mureau pe străzi. Totuși, nu era bucurie că am scăpat de Ceaușescu? Cei mai tineri nu știm să răspundă întrebarea asta. S-ar putea să fie unii nostalgici după Ceaușescu. Depinde ce ziară citiți. Mardoheu a scris aceste lucruri și a trimis scrisori tuturor iudeilor din toate ținuturile împăratului Ahasverosh, de aproape și de depărtare. Ce le scrie? Le poruncea, spune, să prăznuiască în fiecare zi anului, a 14-a și a 15-a zi, în luna lui Adar. De ce? Și le spune aici în detaliu. Ați căpătat odihnă, ați căpat de vrășmașii voștri. Întristarea voastră s-a prefăcut în bucurie. Jalea voastră este zi de sărbătoare. Ce anume sărbătoresc? Și observăm că sărbătoresc victoria. Observăm că sărbătoresc scăparea de vrășmaș. Și iudeii s-au îndatorat să facă ceea ce și începuseră să facă și ce le scrisese Mardoheu. Și observați versetul 24, căci Haman, fiul lui Hamedada, Agagitul, vrăjmașul tuturor iudeilor, făcuse planul să piardă. Și ni se sublinează faptul că Haman, Agagitul, despre care am vorbit în episoadele anterioare, este cauza acestei sărbători până la urmă. Am scăpat de el și tot ce înseamnă el pentru poporul nostru. Renunțarea motivului sărbătorii. Am scăpat de Agagitul, sublinează cuvântul Agagitul. Dar Estera, venind înaintea împăratului, împăratul a poruncit în scris să întoarcă asupra capului Haman planul cel rău. Și încă o dată ni se sublinează personajul central al cărții, Estera. Dar Estera, din cauza ei, am scăpat de Haman. Versetul 27. Iudeii au luat pentru ei și pentru sămânța lor îndatorirea neschimbătoare să se prăznuiască în fiecare an aceste două zile. Și asta îmi spune că urma să fie o sărbătoare constantă, o sărbătoare în fiecare an. La fel ca și Crăciunul și Paștele pentru noi. Sărbătoarea Purim. Prima sărbătoare instaurată în poporul iudeu, care nu apare în lege. O sărbătoare inventată de Estera, pe care evreii o sărbătoresc și astăzi. Știți ce se face la sărbătoarea aceasta? În paranteză fie spus, iudeii vor sărbători Purimul, marți și miercuri,
săptămâna aceasta. Știți ce vor face ei? Vor citi cartea Estera. Un lucru fascinant mi se pare că își vor da cadouri, așa cum spune Estera, și copiii în mod special vor cere mămicilor lor să gătească o prăjitură specială. Un aluat foarte dulce, copt în forma pălăriei lui Haman. În ziua de astăzi fac asta. Până astăzi celebrează că au scăpat de Haman Agagitul. Și de ce așa importantă referirea la a sărbătorii constant? Vom vedea imediat. Într-al treilea rând, prin lentila istorică, până aici am văzut istoric ce se întâmplă în text, vedem că o schimbare dramatică de situație are impact pe termen lung. Estera nu se încheie cu porunca de a celebra și a sărbători și toată lumea merge acasă punând ceva la cuptor să sărbătorească împreună cu Estera. Mi se spune că împăratul Ahasveros a pus bir asupra acestei țări și asupra ostravelor mării. Vă aduceți aminte că Estera începe cu Ahasveros care taie taxele? Iată că se încheie cu Ahasveros care ridică taxele din nou. De ce trebuie să știm lucrul acesta? Parcă versetul ăsta n-are loc aici. Am vorbit de Ester, am vorbit de Haman, de Mardoheu, de Ahasveros și acum ne uităm la taxe. Ce legătură au taxele cu toată treaba aceasta? Cred, s-ar putea să fie speculație, că trebuie să știm că Ahasveros ridică din nou taxele ca să nu uităm cine conduce de fapt imperiul. S-ar putea să ne prea încânte faptul că Mardoheu este așa de sus, are așa multă autoritate, are așa multă putere. Nu uitați că Ahasveros crește taxele. Încă Ahasveros este în autoritate. Încă el are puterea vieții și a morții asupra poporului iudeu. Să nu uităm lucrul acesta. De ce instalează încă o taxă? Nu știm. Însă, în ciuda scăpării de Haman, în ciuda scăpării de pericolul iminent, Ahasveros încă este viu. Nu Mardoheu conduce poporul, ci Ahasveros. Da, Mardoheu este respectat și poate de temut, însă Ahasveros conduce. Și vreau să subliniez faptul că pentru iudei problema nu era încă pe deplin rezolvată. Încă sunt în Susa, încă sunt în robie, încă sunt sub autoritatea unui om care nu este copilul lui Dumnezeu. Da, schimbarea este radicală, o lume cu susul în jos, însă nu știm dacă pentru lungă sau scurtă durată, din ce citim în Estera. Pentru ca schimbarea aceasta să aibă impact pe termen lung, trebuia să dispară și Ahasveros și poporul trebuia să fie în cu totul alt loc decât în Susa. Și aici aș vrea să ne punem alte lentile. Schimbați-vă ochelarii cu lentile istorice și puneți ochelarii cu lentilele spirituale. Hai să vedem ce ne va șopti Dumnezeu, ce ne poate șopti Duhul Sfânt în seara aceasta din textul istoric pe care l-am citit. Și am stat și m-am frământat, Doamne, dar ce vrei să-mi vorbești? Ce vrei să-mi spui din o relatare istorică, într-adevăr, fascinantă? O lume cu susul în jos, un popor care scapă miraculos de vrășmași. Zile în care căpătasele odihnă, scăpând de vrășmașii lor, Estera 9:22. Și am încercat să asemăn, într-o interpretare oarecum alegorică, pe fiul lui Haman cu păcatul. Și observați, în primul rând, unu, că lupta cu păcatul trebuie dusă până la capăt. Și ni se repetă de mai multe ori faptul că au fost omorâți toți vrăjmașii și cei 10 fii al lui Haman, Agagitul. Am avut un episod despre rămășițele păcatului, rămășițele răului. Iată că aceste rămășițe trebuiau să fie eliminate complet. Țineți minte de ce au avut iudeii de luptat cu Haman? Ei bine, atunci n-au fost omorâți, n-au fost exterminați vrăjmașii iudeilor. Astăzi, în textul nostru, acest lucru are loc. La fel, lupta cu păcatul trebuie dusă până la capăt. Și asta se întâmplă în textul nostru. Se elimină păcatul, se elimină agagiții, dușmanii iudeilor. M-am gândit, de multe ori aud cuvintele, păcatul trebuie eliminat, tăiat din rădăcină.
Aș spune conform textului că nu-i corect. Păcatul, nu scăpăm de păcat dacă îl tăiem din rădăcină. Scăpăm de păcat dacă smulgem și rădăcina. Și asta se întâmplă aici. Omorând pe fiul lui Haman, arătându-i public expuși, spânzurați, se elimină rădăcina care era frășmașă poporului iudeu. Oare nu la fel e și cu păcatul din viața noastră? Ne pocăim și încercăm să scăpăm de ele. Și ne luptăm în fiecare zi. Și fiecare știm cel mai bine cu ce ne luptăm, cu ce păcate ne luptăm. Însă nu s-ar putea să avem încă păcate mărturisite cu jumătate de gură? Sau nemărturisite? Sau păcate pe care încă le ținem ascunse? Nu știe nimeni de ele. Dar ne credem că suntem bine. Că am scăpat de vrășmaș și avem odihnă. N-ai odihnă. Știi prea bine că atunci când ascunzi păcatul, n-ai odihnă. Între al doilea rând, în lupta cu păcatul trebuie tăiate orice legături cu lucrurile atinse de păcat. N-au pus mâna pe averile lor. Subliniez, o interpretare alegorică. De ce n-au pus mâna pe averile lor? Din motive cu totul diferite. Însă în momentul în care lupt cu păcatul și am scos rădăcina și am aruncat-o, eu nu mai vreau să intru nici măcar în grădina în care a fost acea rădăcină. Locul în care ai păcătuit. Mai mergi acolo sau nu mai mergi acolo? Oameni care te-au tras după ei în păcat. Ești încă în relație cu ei sau nu mai ești încă în relație cu ei? Reviste. Poate nu mai cumperi revistele pornografice, dar vei cumpăra reviste care au reclame care te vor trage înapoi de unde ai plecat. La televizor la ce te uiți? Pe internet la ce te uiți? S-ar putea să zici, dar nu mă uit la pornografie. Foarte bine, dar s-ar putea să vezi acel jumătate care te ajută să cazi. Și știi prea bine despre ce vorbim. Lucruri sau oameni care le târâm după noi și ne vor atrage încet, încet înapoi de unde am plecat. Acel păcat cu care n-am luptat până la capăt și de care încă ne atingem. M-am pocăit din lume, am venit la Dumnezeu la 16 ani, nu m-am pregătit să spun lucrul acesta, însă în clasa 9, n-aveam nimic de a face cu biserica, am fost la unul dintre liceele bune din Arad și am câștigat balul bobocilor. Și după ce am câștigat balul bobocilor, în fiecare weekend ajungeam acasă când se trezea maică-mea. Era deja lumină afară. M-am simțit bine, am avut prieteni, foarte mulți prieteni, însă, între clasa 9 și a 10-a, Dumnezeu mi-a schimbat radical viața și m-am întors la școală. Și în prima vineri, după 15 septembrie, m-am trezit că stau în sufragerie și am realizat că până atunci obișnuiam să fiu altundeva vinerea seara. Și mi-am sunat pe unul dintre prietenii de la biserică și i-am spus, Sami, vino la mine și hai să ne plimbăm pe străzi, să facem orice. Dar sunt obișnuit să fac altceva și nu mai vreau să mă întorc acolo. Un exemplu. Puteam să zic, hai să mergem la o cafea, hai să mergem să mâncăm undeva într-o seară în restaurant. Era prea aproape de locul de unde Dumnezeu m-a smuls ca să mă duc înapoi acolo. S-ar putea să ai și tu locuri ca acestea, s-ar putea să ai prieteni ca și aceștia pe care am avut. Când lupți cu păcatul, trebuie să tai orice legături ai avut cu el. Și nu te atingi de nimic din averea atinsă de păcat. Și în al treilea rând, eliberarea de sub robia păcatului trebuie celebrată toată viața. Oamenii aceștia au scăpat de vrăjmași. Și Estera și Mardoheu zic să faceți din asta o sărbătoare, Purim. Și sărbătoriți în fiecare an că ați scăpat de vrăjmașii voștri și ați căpătat odihnă. Puritanii nu sărbătoresc Crăciunul și Paștele. Știți de ce? Fiindcă ei zic că e o sărbătoare prea importantă, sunt două sărbători prea importante ca să nu le sărbătorească în fiecare duminică, în fiecare zi. Și acum, câți dintre noi ține minte ziua, locul, tabăra, predica în care Dumnezeu s-a atins de viața noastră și ne-am întors la El? Mai țineți minte ziua aia? Câți dintre voi țineți minte în calendar ziua în care v-ați botezat? Și acum zâmbiți, vă aduceți aminte, emoții la mărturie.
Mai ții minte la comitet ce întrebare mi-a pus? E foarte bine, înseamnă că vă aduceți aminte. De ce nu îți celebrezi în fiecare an? De ce nu faci din asta o sărbătoare? Acea zi de 6 august în care Dumnezeu mi-a vorbit, nu trece în niciun an fără măcar să-mi aduc aminte și să mai sun pe încă un prieten care în aceeași zi s-a pocăit și el. De 15 ani fac asta în fiecare an. Și apoi, în ziua de 7 decembrie, sun încă un prieten care s-a botezat deodată cu mine. Și în felul ăsta încerc să nu uit ziua aia. Nu o sărbătoresc, dar încerc să nu uit. Uitați-vă ce învățăm de la iudei. Sărbătoresc faptul că au scăpat de vrășmași. Câți dintre noi sărbătorim lucrul acesta? Că am scăpat de păcat și Dumnezeu ne-a întors cu fața la El. Și cum sărbătorim? Dacă ne aducem aminte de El. Și aici aș vrea să închei și aș vrea să dau șansa aceluia dintre voi care n-are ce sărbători în lupta cu păcatul să înceapă să aibă ce sărbători. Suntem în biserică oameni care sărbătorim ziua botezului, sărbătorim ziua întoarcerea Dumnezeu, ziua în care acea predică mi-a vorbit și am ridicat mâna. Semne exterioare care au adus schimbări radicale în viața noastră, turnuri de situație. Dar ce facem cu acei care nu au motivul ăsta de sărbătoare? Și aș vrea să ne rugăm împreună și dacă ești în acea situație și vrei să schimbi lucrul ăsta în viața ta și vrei să te întorci la Dumnezeu și să faci din întoarcerea asta motiv de sărbătoare, aș vrea să te poți ruga și să ne întâlnim aici după, să putem povesti împreună. Faci lucrul acesta? Hai să plecăm capetele. Doamne Dumnezeu, îți mulțumim că ne uităm la cărți istorice, pline de adevăr. Și parcă, dintr-o mișcare bruscă, ne îndrepți atenția către Tine. Suntem în biserică și biserica este adunarea celor care Te cunosc și Te sărbătoresc în viața lor. Dar, Doamne, fiindcă e o biserică, un spațiu public, oamenii vin aici și Te caută, poate vin aici că îi obligă părinții, poate vin aici fiindcă sunt disperați și știu că doar la Tine mai este ajutor. Doamne, am vrea în seara asta acești oameni să Te cunoască în mod personal. Și ca să se întâmple lucrul acesta, știm că totul începe cu o decizie. Decizia de a Te urma pe Tine, de a crede în Tine și deja credem, de aceea suntem aici. Și, Doamne, să ne predăm viața Ție, e cel mai important lucru din viața noastră. Te rugăm frumos, schimbă vieți în seara asta. Și dacă ești aici și ești în situația asta în care vrei să-ți schimbi viața, vrei să-L urmezi pe Dumnezeu toată viața ta, vrei să faci din El Domnul și Mântuitorul vieții tale, nu trebuie să faci mare lucru, ci trebuie să îl rogi pe Dumnezeu să schimbe El viața ta. Cere Lui, cere cu credință și cere-ți iertare pentru felul în care ai trăit până acum. Mântuirea, motivul meu de bucurie, mântuirea, o primești în urma credinței și pocăinței. Dacă crezi și ceri iertare pentru păcatele tale, Dumnezeu este drept să te ierte și să-ți ofere mântuirea în dar. Dacă mi-arăți o mână ridicată, o să știu cu cine vorbesc la final. Mulțumesc! Doamne, îți mulțumim așa de mult pentru faptul că putem să stăm înaintea Ta și Tu vei schimba viețile noastre în fiecare zi. Îți mulțumim, Doamne, pentru acei oameni care în seara asta s-au apropiat de Tine. Îți mulțumim pentru felul în care ai început să le vorbești. Te rugăm frumos, continuă să le vorbești. Și, Doamne, acei oameni care amână pentru mâine sau pentru altă dată sau pentru când predica va fi mai bună sau pentru când cântările vor fi mai bune, Te rugăm frumos, dă-le harul să prindă acea zi. Și ne rugăm pentru noi ca biserică, fă din biserica noastră un loc în care oamenii să vină să Te caute și să Te găsească. În numele Domnului Iisus Te rugăm. Amin.